Totul s-a întâmplat ieri pe șoseaua București vis-a-vis de o benzinărie. În imaginile trimise de telespectatorul Valahia TV se observă clar că mașina a fost parcată într-un loc interzis. Deci vorbim așadar de staționare neregulamentară plus faptul că era de-a dreptul pe contrasens. Cel care ne-a pus la dispoziție filmarea susține că mașina ar fi fost lăsată acolo circa 30 de minute. Chiar și mai puțin dacă ar fi fost, tot despre încălcarea unor reguli de circulație vorbim. Iar cu atât mai mult cu cât polițiștii rutieri n-au apucat să sesizeze neregula, fostul primar are noroc de două ori. Are noroc așadar și pentru că actualul primar a desființat serviciul de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar. Altfel, cine știe unde am fi ajuns?